Corul Național de Cameră Madrigal Marin Constantin va prezenta în premieră un turneu național cu tema Sfintelor Pătimiri, sub coordonarea dirijorilor Ana Ungureanu și Cezar Verlan. Turneul va avea loc în patru orașe din țară, în perioada 13-16 aprilie. Corul Madrigal va interpreta atât compoziții în prima audiție, cât și unele dintre cele mai iubite lucrări dedicate acestei perioade, precum fragmente alese din Prohodul Domnului și Florilegiu Bizantin. Spectacolul va fi prezentat în data de 13 aprilie la Filarmonica din Arad, iar în 14 aprilie la Teatrul Național Mihai Eminescu din Timișoara. De asemenea, Corul Madrigal va concerta la Casa de Cultura Sindicatelor din Alba Iulia în data de 15 aprilie, iar în 16 aprilie la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca. În cele patru orașe ale turneului, coruri de copii active în programul național Cantus Mundi se vor alătura Corului Madrigal.